Subiectul reducerii livrărilor de energie electrică a încins spiritele și în platoul emisiunii Întreabă Ghețu de la TV8. Reprezentantul Partidului Congresul Civic, Iurie Muntean, i-a reproșat deputatului PAS, Vitalie Jacot, că guvernarea mai că nu a făcut nimic pentru a preveni această situație. În replică, parlamentarul i-a spus că aberează și că, de fapt, guvernarea de mult caută soluții pe care le-a și identificat. Noi am încercat să intrăm în contact cu colegii din Moscova, deschis, contact transparent, unde spunem întrebări directe. Băieți, de ce nu ne livrați gazele naturale prevăzute prin contract? Noi au trebuit să nu stăm în Chișinău, da? Să nu facem spoturi publicitare, să nu ne plângem în Telegram că nu ridică receptorul. Eu vorbesc despre în primul rând, care este responsabil de infrastructură. Să nu ne plângem că nu ridică receptorul Miller. Respectivele probleme. Nu aștepta 3 săptămâni când respectiv și logic și așteptat și firesc, datorită reducerii volumului gazelor naturale livrate, deci cu ciurganul nu va fi în stare tehnic și tehnologic. Domnul Tean, catastrofa umanitară, dați-mi voie de numele domnului Jacot, o să răspundă domnul Jacot. Deci, autoritățile au soluții. Deci, s-a discutat... Nu, v-am întrerupt, am ascultat aberațiile dumneavoastră, nu vă supărați, dar acum mă lăsați pe mine să vorbesc. Deci s-a discutat și vis-a-vis de livrări de gaze, inclusiv la întrevederile din Azerbaijan. Asta am făcut-o și în februarie, când am fost acolo. Deci asta a continuat și acum. Deci se discută la nivel de experți soluțiile tehnice. Asta se discută și cu furnizorii de păcură, inclusiv... În ce se privește aprovizionarea cu energie a consumatorilor de pe malul drept al ministrului, suntem în situația în care, de fapt, autoritățile sunt interesate de a urgenta identificarea soluțiilor care, până la urmă, vor duce la consolidarea securității energetice în țării. Lucrul ăsta va fi costisitor, va fi un pic cu consecințe neplăcute asupra consumatorilor.